Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel. Emisiune realizată în parteneriat cu grupul de firme Gemini Solutions. Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Este joi, ora prânzului, la RFI începe Business On Air. Pentru că v-am obișnuit de-a lungul timpului cu povești, nu vă dezamăgim nici de data aceasta. Dați-ne jumătatea de oră următoare și noi vă dăm o poveste de business într-o primă etapă, așa s-ar putea vedea. O să vedeți imediat că avem motive chiar în plus să ascultăm ce are să ne spună interlocutoarea noastră. Bună ziua și bine ai venit, Alexandra Duță! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Pe cartea de vizită Alexandrei Duță scrie Travel Consultant la 5 simțuri, 5 senses, România. Da. O decriptăm, o devoalăm un picuț, pentru că Alexandra Duță este una dintre cofondatoarele acestei cum să spun, compendium de lucruri, că nu e doar o simplă firmă. Vă dau și numărul de telefon la care puteți intra în dialog cu noi, ca de obicei, 021-318-4040. Din instrumentarul emisiunii, amintim, de fapt, la cameră se și vede și ulterior pe site-ul rfi.ro puteți vedea înregistrarea emisiunii. Alexandra poartă o ie bucovineană. Da, este o ie de la Voroneț. De la Voroneț, pe masă, lângă ea este o traiță din Maramureș, de peste munte, așa. De peste munte, înțeleg că o aveai de când erai mai mititică, înainte să te gândești să devii antreprenoare. N-avea nicio treabă pe vremea aceea, dar am păstrat-o cu mare drag. Și chiar vara aceasta am aflat că este o ie originară din Botiza și este vopsită vegetal. Vedeți verdele, nu știu exact cât se vede în cameră, este cu maro și bej, dar are un detaliu cu un verde foarte frumos, foarte cald. Aceasta este din flori de câmp. Flori de câmp. Și chiar am cunoscut o doamnă foarte drăguță, doamna Ioana din Botiza, care și astăzi țese covoare vegetale. Iată că, deși suntem la Business On Air, să nu comutați aparatele, vom vorbi în continuare despre business și suntem la RFI, avem o amprentă puternică etno, să spunem așa, și ne întoarcem la Five Senses România. Ce nu sunteți e clar. O clasică firmă de turism, să spunem, sau de servicii de turism. Povestește-ne tu, te rog, Alexandra Duță, ce sunteți? O să încep cu o negație, în mod surprinzător. În niciun caz nu suntem o agenție de turism, așa cum ce se înțelege printr-o agenție de turism. Suntem o echipă de oameni, în primul rând, foarte pasionați de a călători, de călători în toată lumea. Și am avut șansa, prin diversi factori, să vedem foarte mult din lumea aceasta. Dar am avut surpriza că, ok, după două săptămâni, o săptămână, trei săptămâni, indiferent de timpul petrecut într-o anumită locație foarte exotică, foarte frumoasă, totuși lipsea ceva de acolo. Și de fiecare dată ne reîntorceam cu mare drag acasă, pentru că era limba, erau oamenii, erau locurile, era faptul că aici suntem totuși în largul nostru. Suntem ca niște pești, dacă am putea spune, care din marea lor au fost scoși așa pentru o perioadă foarte scurtă de timp și puși în niște acvarii extraordinare, frumoase, aranjate, bibilite, care arată minunat. Dar totuși nu de acolo își trag esența. Și mai departe ne-am reîntors acasă definitiv și am început să călătorim prin țară. Până aici, dacă îmi permiți, Alexandra Duță, asemeni cu foarte mulți dintre ascultătorii RFI, dintre noi aici la RFI și în general oamenii care suntem preocupați și de România și viitor de România. E un declic însă. Odată întors acasă, direcția aceasta e purtătoare, să spunem, arhitectura de care vorbești și o să ne povestești imediat, e purtătoare de niște elemente extrem de interesante pe care te rog să le decriptăm împreună. Desigur, în primul rând este vorba despre acest turism tihnit, pendelete, pe care cred că totuși multora dintre noi ne lipsește. Noi mereu mergem în vacanță, că este în România, că este în afară, oriunde ar fi. Slow turism? Da, slow turism, exact, de la acel slow food. Trăim într-adevăr, deja ce pot spune eu acum este clișeistic, de-a drept. Dar trăim într-o lume foarte rapidă, nu avem timp, este acel stres. Cred că am auzit povestea asta de foarte, foarte prea multe ori. Dar avem nevoie, în primul rând, în vacanțe. Vacanțe ni le merităm. Muncim foarte mult, mulți dintre noi au slujbe pe care nu le
face plăcere în mod deosebit să meargă acolo. Dar asta e, sunt diverse motive, da, financiare și așa mai departe, care asta e. Și atunci noi considerăm, și nu că doar considerăm, credem cu tărie că oamenii aceia merită să trăiască o vacanță așa cum trebuie. Nu doar să meargă într-un loc, să-și ia un pachet predefinit, standardizat, asta e, oriunde ar fi, la munte sau la mare, în țară sau în străinătate, să meargă acolo 7 zile, nu, să nu înțeleagă absolut nimic, dar au bifat acolo, mi-am luat și concediu pe anul ăsta și asta a fost tot. Nu, o vacanță cu adevărat trebuie trăită prin toate cele 5 simțuri, prin toți porii, trebuie să fii conștient, să te bucuri nu numai de un peisaj fabulos, care să-ți taie respirația, ci și de o mâncare foarte bună, de fiecare ingredient pus în acea mâncare, de mirosul acolo unde, într-o anumită locație, de oamenii din jur, de atitudinea lor, de, și toate astea le-am găsit 100% prin toate ingredientele pentru aceste 5 simțuri în România. Ce e foarte interesant e că discutăm, doamnelor și domnilor, despre un startup. Sunteți în primul an de activitate, da. Și că, dacă am putea spune cuvântul cheie aici, este să trăiască, de fapt, această călătorie. Foarte interesant, exact. Dacă ne uităm așa la un, să spunem, un management al nuanțelor, voi vă ocupați foarte mult exact de partea asta de nuanță, pentru că o chestiune corporate sau pentru familii, pentru private consumer, consumatorul individual, pleca din punctul A în punctul B cu un booking făcut și cu toate lucrurile astea, asta da. Face undeopște o agenție clasică de turism. Exact. Voi găsiți însă și aici, e interesant să vedem ce tip de destinații, că până la urmă tot în termen de destinații vorbim, și ce tip de abordări, adică cum veniți, ce simțuri oferiți. Exact. Noi nu, în primul rând, noi nu rămânem în spatele calculatorului. Și de acolo căutăm, vine cineva la noi și cere o vacanță. Noi nu spunem, avem astea disponibil, sunt anumite pachete, mergeți trasee. Nu, noi niciodată, noi mergem de la premisa că fiecare loc trebuie bătut de noi, în primul rând. Și atunci noi ne luăm rucsacul în spinare și parcurgem România de la nord la sud, de la est la vest și pur și simplu descoperim fiecare regiune a țării. Găsim pensiuni, locații, mergem, stăm cu oamenii, dormim acolo, le mâncăm mâncarea, ne sunt ghizi prin locațiile respective, ne povestesc lucruri, aflăm lucruri pe care nu le găsești la o căutare pe Google sau dintr-un ghid. Sunt, cum am aflat, de exemplu, de drumul de la Cavnic sau despre o mâncare foarte bună, istoric. Da, din Maramureșul istoric, este între Cavnic și Ocnașul Gatag, este un drum care pur și simplu mașina merge la deal pentru 15-20 de metri cu motorul oprit și fără a fi în viteză. Da, bineînțeles, există o explicație, da, zona a fost exploatată minier, deci clar sunt... E o puternică rezonanță magnetică în regiune. Sub pământ. Deci iată niște lucruri cu totul inedite pe care în epoca hiperinformatizării pe care o trăim, nu e greu să le afle turistul, însă voi vă adresați sau încercați să scoateți din turist călătorul. Exact, noi creăm povești de călătorie. Noi nu credem în ideea de turiști, pentru că mi se pare că acest concept este oarecum superficial. Și de călător. Călătorul este cel care merge, este cel care își trăiește călătoria, oriunde s-ar duce, că este pe lângă o zi, pe lângă București, la 3 ore distanță cu de mers cu mașina, sau până unde se agață harta, în Maramureș, la Săpânța, sau în satul Vama, din județul Suceava, în Bucovina istorică. Nu contează, el trebuie să trăiască cu intensitate, fie că e vorba de o zi sau de 8 zile. Asta aici e foarte important. Aveți un... Am intrat pe site și o să povestim un pic, deci este, o să te rog să spui tu, dar doar vreau atât să menționez că e destul de elocvent, adică poate, așa cum spui și tu, la o primă vedere poate părea, sunt lucruri, nu e, poate elementul de inedit și de ingenios nu se poate detecta la o primă vedere, nu se palpează, însă, într-adevăr, intrând pe site și cu siguranță intrând cumva și pe filiera, urmându-vă pașii voștri, se vede clar
clar o, încep să apară simțurile. Spune-ne de site, te rog, că e interesant. Are și el are o poveste. Da, absolut. Site-ul este fivesensesromania.com. Este un site de nișă, un site alcătuit de la zero, pentru că nu, având în vedere povestea din spate, așa cum am pornit noi dintr-o pasiune, pur și simplu pentru a trăi orice fel de călătorie multisenzorial, atunci și site-ul a trebuit să fie ceva care să exprime frumusețea pe cât s-a putut de mult, bineînțeles, din vorbe și din poze și cel mai mult se trăiește la fața locului. Site-ul este alcătuit din două secțiuni, din cele 5 simțuri și cele 4 anotimpuri, așa cum vedem noi România de-a lungul celor 4 sezoane. Acum e toamnă pe site, acum am este văzut că e o imagine foarte sugestivă. Da, și acum promovăm pe site cele excursiile de o zi, pentru că este toamnă, vremea nu a venit mai devreme decât ne așteptam, vremea nu este chiar favorabilă și atunci îmbiem ca în fiecare sâmbătă să se iasă din casă și să nu rămânem așa la bloc sau să ne uităm cum plouă afară și e norat și frig, ci să descoperim lucruri frumoase pe lângă București. Fiecare anotimp reprezintă o regiune din România și o poveste de călătorie. Așa cum se vorbește în turism, este vorba de fapt de un traseu turistic care este presărat cu toate ingredientele care să te treacă prin cele 5 simțuri. Noi nu descriem traseele punctual, așa cu gen listă, ci le îmbrăcăm într-o poveste. Desigur, cine intră pe site și își dorește să trăiască o astfel de poveste, poate prelua firul narrativ, asta e foarte important de reținut, și pur și simplu rezerva acel traseu exact așa cum a fost el descris, sau pornind de la el ca inspirație și poate crea propria lui poveste de călătorie, folosind ingredientele din cealaltă secțiune a site-ului, cele 5 simțuri. Cum să spunem, romgleza de business, cum spun și eu de multe ori, să-l customizăm. Exact. Deci îl puteți, exact. Fiecare se poate customiza, se poate adapta pe întocmai. Nu există traseu prestabilit bătut în cuie. Este doar un exemplu, așa cum spunem și în secțiunea de Our Story, de povestea noastră, site-ul este în limba engleză, că poveștile sunt trăite de noi, scrise de noi, dar ele pot fi, sunt doar exemple, sunt inspirații. Fiecare alt român sau străin care a auzit de noi sau expat, cei care trăiesc și lucrează în București, le pot folosi cu încredere și chiar ingredientele să le combine așa cum au ei poftă. Noi, sloganul nostru este poftă de emoții. Asta încercăm noi să le oferim oamenilor. Mergem de la premisa, în primul rând, avem un client, primul lucru îl întrebăm, de ce ți-e poftă în clipa asta? Poate unii au poftă de aventură, alții de gastronomic, alții de relaxare, sunt foarte obosiți, n-au chef de nimic, vor pur și simplu o locație izolată în care să audă doar liniște. Alții se audă poate iarba crescând, spunea poetul. Exact, da. Sau țârâitul greierilor, cosașilor seara, cu mirosul acela de funeață proaspăt cosită în Transilvania sau în Maramureș. Pentru că, uite, evocă Alexandra Duță de Five Senses România, domnule și domnule, ne evocă, iată, o imagine pe care o considerăm îndeopște dintre betoanele noastre de zi cu zi idilică. Ingredientele, deci avem o cofondatoare în IE de la Voroneț, avem, iată, o poveste cu de nișă în România lui 2013, în care discutăm de toate pe agenda publică, în special, adică doar dacă dăm filtru pe mediul de afaceri și tot ne ia durerea de cap de câte lucruri se întâmplă. Voi veniți cu o chestiune mai degrabă, adică pare anacronică, pare ori dinainte de 2008 sau poate, de ce nu, pare dintr-un viitor spre care ne îndreptăm. Ce șanse dați acestui tip de abordare, să spunem, care se înscrie cumva în zona eco-bio, dar asta mi-a plăcut foarte mult și de mai devreme, de când am auzit vorbind, că nu insistați foarte mult pe, nu sunteți în zona asta de mainstream să puneți accentul atât de mult pe lucrurile astea, cât pe firescul lucrului, că evident laptele ăla e cules
de la... E mulți, mulți, da. Mulți, da, culeți, doamne, așa. Da, nu, sunt bucureștean, ce să fac, sunt de aici. Păi da, așa da. Pot să povestesc de laptele proaspăt a venit aici din Maramureș, seara de vară, la sfârșitul lui iunie, s-a întors vaca de la păscut și așteaptă să fie mulsă și primește o cană de laptele la călduț, nefierne nimic, deci proaspăt mulți de la vacă, înspumat, în care îl bei și simți deja toate florile alea de pe câmp și unde a păscut vaca. E altceva. Nu o să trăiești aici. Ce șanse dăm noi, revenind la întrebarea asta, da. A fost așa un fel de intro, să set the mood. Am prins un val în care se și vede peste tot, și la televizor, și în general în media, de reîntoarcere la valori, la autenticitate și tradițiile românești. Desigur, lucrul ăsta n-ar trebui să rămână doar la nivelul de a îmbrăca o ie și ne-a face o poză pe care o postăm pe Facebook. Sau a da un share la lucruri frumoase care se mai întâmplă în România, ci de a le trăi pe propria piele. Haideți să ieșim de aici, să ieșim din contextul ăsta urban și să, pur și simplu, să o luăm pe coclauri, pentru că România are foarte mult de oferit și nu mă refer la aceleași căi deja bătătorite și bine cunoscute cu Valea Prahovei. Haideți să ne îndepărtăm de drumul principal, pentru că lucrurile frumoase acolo se întâmplă. De pledoaria voastră, practic, propune alte trasee, sigur, în ultimii ani s-au mai impus. Cui vă adresați, Alexandra Duță? Și dacă găsiți receptivitatea pe care o așteptați? Asta e întrebarea. Inițial, după cum se vede, site-ul și a fost făcut în limba engleză, și încă ne adresăm expaților și turiștilor străini, pentru că, în primul rând, vrem să promovăm România în afară. Deci turismul nostru, da, este un pic... Diverse companii sau cu diverse exact, treburi. Exact, și străinii de peste hotare. Cei de aici sunt mult mai este România mult mai la îndemână. Eu zic că sunt mai norocoși decât ceilalți. Ceilalți trebuie să vină totuși de mai departe. Dar pe parcurs, cu cercetările noastre, în timp ce construiam și cream, țeseam aceste povești, am realizat că România au început să prindă drag de propria lor țară, să o redescopere. Și atunci, asta vrem cumva să ne calăm în două direcții. Pentru străini să promovăm, să le arătăm celor din afară ce se întâmplă aici, expaților, să le arătăm că totuși suntem o țară sigură, mai departe de București, cu extraordinar de multe lucruri frumoase de oferit, iar românilor, de fapt nu sunt două direcții, sunt trei, românilor să se reaprindă dragostea pentru propria lor țară, pentru că la început, acest proiect a fost o pasiune, care a derivat din pasiunea de a călători și nevoia de reîntoarcere acasă. Dar, cu toate că poate mulți vă vor acuza de patetism național, dar pasiunea asta s-a transformat în dragoste, pentru că cu cât te duci prin țară și cu cât te scoperi locuri și oameni care sunt atât de lipicioși și de primitori și nu știu... Mai e românul primitor, Alexandra Duță? Wow! Este... Am avut, oriunde aș fi fost, în Oltenia, în Transilvania, în Maramureș și în Bucovina, oriunde în țara asta, da, recunosc că la început au fost un pic reticenți. Oameni simpli de țară. Aici trebuie să vorbim un pic. Locațiile sunt fie, adică oferă ca și acest serviciu, nu, de cazare, sunt fie proprietăți private, sunt oameni care găzduiesc, sau cum e? Având în vedere că noi totuși promovăm un turism de nișă și oferim servicii premium, la nivel premium, de aceea și mergem înainte și testăm fiecare locație. Ok, pentru cei care își doresc să locuiască propriu-zis în casele oamenilor sau cum se stă la maicile de la Voratec, să locuiește, au camere de închiriat, dar stai cu ele în aceeași monahale, casă. Opțiile exact. Monahale pun la dispoziție, așa este. Da. Dar totuși dar avem... să particip la programul de rugăciune. Atenție! Da, sau da, nu, da. Dar e o adevărată plăcere, adică nu își vedea-o ca pe obligație nu, în niciun caz. Sau nu e impusă, nu, vine de la sine. Nu e agravantă. Nu, niciun caz. Da. Dar mai departe, totuși punem pe primul loc confortul personal și atunci testăm locațiile de cazare. Avem de la hoteluri stil boutique până la pensiuni, desigur, pensiuni de 4 margarete, deci la nivelul premium. În niciun caz nu
nu oferim ceva pe care noi nu l-am testat înainte, din toate punctele pentru de vedere. Pentru români e limpede și pledoaria, repet, pledoaria aceasta pe care o faceți la reîntoarcerea la valori e teribilă, e lăudabilă. Pentru publicul din altă țară, să-i spunem așa, cât vă ajută frunza? Ca să o iau direct, că n-avem mult timp. Deci e vorba de brandul de țară, explorează, explore the Carpathian Garden, explorați grădina carpatină. Cât vă ajută, dacă vă ajută, de ce nu vă ajută? Pentru că am văzut zilele, a fost un târg internațional și am povestit un pic despre asta. Târgul de la, mi se pare, în Frankfurt, a fost un târg de turism la care standul României avea câteva persoane, câteva afișe. Nu adică era foarte bine promovat, scăzută, așa cum trebuie. Nu intrăm acum în detalii față de, sigur, alte țări. Nu ăsta e subiectul emisiunii noastre de astăzi. Însă, cum vă ajută frunza? Cumva, dincolo, să spunem, de imagologia frunzei și a grădinii carpatine, voi sunteți tot în această zonă de a duce oamenii pe alt tip de trasee, un turism. Când, în urmă cu câțiva ani, era chiar o strategie de turism la Ministerul de Resort de atunci. Turism Monahal, cele 6 direcții erau parcă balneoclimateric. Și vă așezați cumva în zona aceasta de altceva, de non-mainstream, să spunem. Vă ajută și dacă da și dacă nu? Da și nu, o să dau un răspuns tipic feminin, așa cum depinde. Sunt foarte, foarte mulți factori în joc. Desigur că ajută la un anumit nivel, dar iarăși, cum vrem noi să ne promovăm este mai mult din gură în gură. Asta acest cred word că of e mouth. Relevant de spus. Și ca să vă dau un exemplu foarte concret, de fiecare dată când eu personal plec într-o vacanță de relaxare, niciodată nu plec fără ie, traiță, pliante, cărți de vizită cu mine. Aici vorbim peste hotare. Exact. Oriunde aș fi fost. Pentru că niciodată nu se... Și atunci, mie mi se pare că cel mai bun turism se face atunci când vorbești direct cu persoana din față. Și îi povestești, îi creezi o imagine vizuală foarte vie. La sfârșitul conversației trebuie să te asiguri că acelui om i s-a făcut poftă deja. Poftă de plecare. Ei descris o anume mâncare. Într-adevăr, străinii sunt foarte entuziasmați de ideea de organic. Noi încă ne putem lăuda. Străinii din Europa Occidentală, ca să... Și americanii la fel. Precisă. Adică de mai la vest, că... Da. Sunt străini, generic spus. La Viscri, un membru al casei regale a Marii Britanii, nu? Vorbim de Prințul Charles. Prințul Charles este un ambasador, să spunem așa, informal, desigur, al acestui tip de viață. Există o corelație, există oameni în zona anglosaxonă în special care spun, ok, acolo unde are și Prințul Charles, sau, adică ai simțit o conexiune de genul ăsta sau este încă un teren pe care voi trebuie să marșați? Personal, nu. Din păcate, noi suntem foarte mândri de această conexiune cu maestatea asta și la noi este foarte intens promovată, dar în afară nu. Într-adevăr, nu am făcut o cercetare pe un eșantion de nu știu câte persoane. Pur și simplu, din interacțiunile mele cu britanici, cu de o vârstă 50 plus, care vă spun sincer că nici măcar nu știau să localizeze România pe harta Europei. Deci, aici vedem un trei sferturi pline de pahar, să spunem așa, trei sferturi goale, în fine. Cele de care avem nevoie pentru a umple paharul sunt și cele la care voi lucrați. Planuri de viitor, Alexandra Duță, pentru că, din păcate, timpul zboară. Ce repede este nici măcar n-am povestit exact punctual ce imagine avem Suntem din fiecare locație. Suntem și la ora mesei, nu greșeam prea mult dacă povesteam de meniuri deosebite. De pancove maramureșene și nu, dar poate cu altă ocazie. Avem, în primul rând, mare rugăminte folosind această cale. Ținem foarte mult la ceea ce oamenii au experimentat. Români sau ori străini, expații care trăiesc români, au avut la rândul lor experiențe de călătorie la noi în țară sau românii din copilărie și aduc aminte sau au văzut locuri recent, au fost în vacanțe. Avem mare rugăminte de a ni le transmite și nouă. Oricât de
multă cercetare am face, oricând ne-am ce la fața locului, totuși nu le putem cuprinde pe toate și știm sigur că România este în continuare o mare grădină, ca să mergem pe ideea de frunză și turism, neexplorată 100% și încă are foarte mulți ași în mânecă, așa că îi rugăm foarte frumos să intre pe pagina de Facebook, Five Senses Romania, și folosind pagina de contact de pe site, fivesensesromania.com, să ne scrie, să ne spună, să ne informeze, să ne aducă la cunoștință, să ne tragă de mânecă, cum că există locuri foarte frumoase pe care noi încă nu le-am descoperit încă. Și pe care să le puneți pe hartă. Exact. Pentru întrebarea, pentru minutul de final, de regulă intre pe invitații mei ce înseamnă să fii antreprenor. Pe tine am să întreb în mod particular, pentru că porți asta frumoasă, ce înseamnă să fii un antreprenor român, în opinia ta? Cum ai defini în câteva cuvinte? Este atât de greu și atât de frumos în același timp. Este o provocare zilnică. Asta e clar. Și încercăm să ne întindem așa antenele și să ne folosim de orice ocazie pentru a ne face vocea auzită. Pentru că asta e foarte important. E greu să... În primul rând, nu există încredere într-așa, într-o primă fază. Dar noi niciodată nu ne lăsăm bătuți. Asta e clar. Și asta ar trebui să facă fiecare român. Și mai ales când vine vorba de a-și promova propria țară. Pentru că auzim atât de multe lucruri neplăcute despre România în sine și e păcat. O imagine face, sau fotografie parcă face 1000 de cuvinte. Ne gândim ce face o imagine completă cu mirosul de fâneață și cu, eu știu, de lapte mulți. Pe această imagine, Alexandra Duță, vreau să încheiem emisiunea de astăzi. Vă dorim succes în demersul antreprenorial. Mulțumim. Vă mai așteptăm la RFI. Și noi vă așteptăm în călătorie. Să vă scrieți propriile povești de călătorie. Dragi radioascultători, iată ce ofertă la Business On Air, la RFI. Hey, aici, din păcate, ia sfârșit emisiunea din această săptămână. Rămâneți pe RFI, urmează jurnalul orei 14. Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel. Emisiune realizată în parteneriat cu grupul de firme Gemini Solutions. RFI.